M-am grăbit să răspund la aceste întrebări pentru că aș vrea să vă adreseze câteva cuvinte și frații mei, suntem aici de astăzi, știți că este voie să stăm la un metru jumate sau 2 metri distanță unul de altul. Am să întorc acum camera să vi prezint. Stați un picuț să nu strâc, trebuie undeva am un buton. Grăbiți. Gata. Domnul Abdullah Salam alaikum. de la familia Balcan. Stați să mă ridic. Mă încet că eu sunt mai bătrân. De ce nu ajunge aici camera? Hă? Nu ajunge camera. Bă, da, ajunge. Dar nu se aude bine până aici. Salam alaikum. De la domnul Abdullah, acum am pe domnul Mehmet. Bună seara. Salam alaikum. Domnul Mehmet, el e un român turc sau un turc român, nu știu cum să-i Suntem în spun România, la noi am asta. zis bună ziua, bună seara. Și Domnul Hailey e afară la... da? O să-l rugăm, te rog să-i spui că poate vrea să facă în încheierea transmisiei un pic de recitare. Că altfel nu avem șansa, că știi că eu nu le-am cu limba arabă. Îți mai prost așa. Acum rugăm pe domnul Abdullah să ne spună câteva cuvinte. Vă ascultăm, domnul Abdullah. Mă bucur că după mult timp am ajuns aici în Moschee Maria, am întâlnit cu frații mei. Sunt foarte bucuros. Nu știu ce mai zic altul. Unde sunt acum? Da, uite că sunt care vă cunosc de aici. Ia uite, să ne și Salam alaikum, alaikum salam, alaikum salam, alaikum salam. Deci sunt care vă cunosc. Și de aici, că ați fost aici și se pare că sunt și bucureșteni care vă știu. Un cuvânt scurt și de la domnul Mehmet. Și după aceea o să rugăm pe Hoxha să ne facă un pic de recitare. Domnul Mehmet. Salam alaikum. Mă bucur că sunt alături la ora asta aici la domnul Daniel, la Moschee Maria. Am luat și noi o gură de aer, am venit cu un scop umanitar, cu niște ajutoare din București, de la familia Balcan, către familia Moschee Maria. Inșallah să fie acceptat, primit de la Dumnezeu. Amin, amin și cu multă răsplată. Acum am să vă las în compania lui Hogea să ne facă dar stai că mă duc cu scaunelul să-l pun acolo, frumos. Vă rog, mulțumesc. Am să rog pe Hogea să ne recite un picuț, să ne bucurăm că nu avem ocazia asta foarte des și știți că eu nu prea știu, decât foarte puțin. Da, se vede. Se vede imaginea întreaga. Da? Mai sus. Excelent. Hogea? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله الصمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلامة على الحاضرين والغائبين من المؤمنين إلى يوم الدين وآلهم والحمد لله رب العالمين الفاتحة Good evening, good iftar. I am, no. My name is Hayri Uçar. I am imam iftar. In mosque Balkan Vakfı. I am religious serviceman. Cred că o înțelegi toată lumea. Cine nu înțelegi, vă spun eu. Selam Merva. Ola mea, Sivas. Și
O Sivas'a çok selamlar, sevgiler, hürmetler. Ay da Türkçe. Fatih orada, Fatih Bey. Konstantin. Ha Fatih. Suşehir'in. Suşehir'in. Suşehir'i Fatih. Vaiz arkadaşımız herhalde odur. Selam ediyorum, hürmetler sunuyorum. Rome orada evli. Öyle mi? Ha. Evet. Suşehir'inde, evet Fatih Bey. Hayırlı günler diliyorum. Ben Sivas'ın merkez vaiziyim. Uzman vaiz Ayrı Uçar. Uzun yıllar orada görev yaptım, 23 yıl. Müdürlük yaptım. 8 yıl murakıplık yaptım. Bir yıla yakın İmranlı'da vekalet müftülük yaptık. 15 yıldır da vaizim. Evet, hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Su şehrine, Koyulhisar'a, Sivas'a selamlar, sevgiler, hürmetler. Burası Romana, Romanya'nın bir bölgesinde. Burada bir Daniel diye bir kardeşimiz, abimiz var. Ha, biliyorsunuz onu. Böyle bir müessese kurmuş. Muhteşem, ziyarete geldik. Müslümanlığımızı yerine getirelim dedik, görevimizi yapalım dedik. Hidayet Allah'tan. Evet. Biz tohumu ekiyoruz, saçıyoruz. Allah bitirsin inşallah. O spus evet și selam aleyküm hoca. Ai văzut român cum s-au adunat doi turci, imediat au început să povestească, nu contează că-s la 3000 de kilometri. Noi ne adunăm 50 și nu suntem în stare să povestim. Întotdeauna v-am spus că noi ca români trebuie să învățăm islamul din traducerile Coranului în limba română, ca să le putem înțelege. Însă în limba noastră și le putem înțelege. Dar Coranul în limba arabă trebuie să rămână păstrat ca un etalon, cum Dumnezeu a jurat că îl păstrează. La fel cum metru etalon se păstrează, kilogramul etalon se păstrează și oricine ce-ar vrea să facă vreodată, să înșele, să modifice sau să schimbe, ne întoarcem la acest etalon. Vă mulțumesc că ați fost prezent în seara asta, mulțumim musafirilor noștri. Aici întrerupem. Dumnezeu să vă răsplătească pentru ziua de post și vă dorim poftă mare. Pentru cei care știu ce înseamnă, noi mergem să mâncăm ciorbă de burtă. Selam aleikum, pace vouă, vă iubesc!